Când harul e mare, îl poți împărți la patru și obții un fenomen unic. În România trăiesc patru surori care își dedică viața picturii de icoane. Dar ele nu sunt simple artiste, pentru că o lucrare nu poate deveni icoană fără prezența lui Dumnezeu. Cele patru surori vorbesc cu divinitatea într-un fel aparte și primesc răspuns, uneori prin cuvintele marilor duhovnici români, alteori prin semne venite chiar de la sfinții pictați. Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, căzând mă rog și de la Tine cer să-mi dăruiești mie păcătoase și nevrednice roabe Tale, darul slujirii cronografice, curățește din inima mea toată întinăciunea păcatului și scrie în ea preasfântă voia Ta, întărindu-mi neputincioasele mele mâini spre bineplăcută Ție, zugrăvire a Sfintei Tale icoane. Se spune că aceste cuvinte, rostite în șoaptă sau în gând, au atâta forță încât pot coborî sfinții direct pe bucata de lemn pregătită să devină icoană. Se numește rugăciunea iconarului, dar deși puternică, ea nu funcționează la oricine. Trebuie să fii artist umil, fără pretenții de creator, doar conștient că ești un penel mânuit de inspirația divină. Astăzi, pentru mine, Dumnezeu reprezintă un ghid, o existență de care nu mă pot desprinde. Credeți că ați fost aleasă de Dumnezeu să pictați icoane? Sunt convinsă de lucrurile acestea. Ești ales sau alegi? Nu știu, poate și una și alta. Dumnezeu m-a iubit foarte mult. Nu știu dacă știți icoana în care Domnul Iisus Hristos bate la ușă și clanța e de partea ta. Cred că am deschis ușa. Parcă nu e munca mea, Dumnezeu lucrează. Știu că Dumnezeu mi-a dat acest har, fiindcă eu nu am lucrat foarte mult și totuși am știut să pictez. Și știu că e ceva de la Dumnezeu. Cornelia, Liliana, Anca și Ecaterina. Patru surori, patru iconare. Deloc o întâmplare. Uneori anumitor persoane li se oferă de Dumnezeu un anumit cadou. Și cadoul ăsta afacerii de icoane a fost mare și a trebuit să-l împărțim în patru. Așa au ajuns probabil singura familie din România, dacă nu chiar din lume, care a dat artei sacre patru surori cu același talent și același scop, relevat încă din copilărie, căutarea lui Dumnezeu. Cânta îngerii în cor să vestească tuturor, astăzi cerul s-a deschis, Hristos ni l-a trimis. Pe Dumnezeu l-am cunoscut la biserică și acolo am prins drag, atât de drag încât în clasa a șasea m-am învățat Sfânta Liturghie pe de rost ca să cântăm la strană. Atunci, probabil, mi-l imaginam în carne și oase pe Dumnezeu undeva în ceruri. Dar apoi am învățat că Dumnezeu e mult mai mult decât ritualul de a merge la biserică, de a ține post. Și acum ce a ajuns să însemne Dumnezeu? Căldură. Iubire. Ți-l imaginai în vreun fel pe Dumnezeu? Da, în vârstă cu barbă albă, ca un părinte, ca un tată. Acum a devenit un prieten, fiindcă încep să-l introduc ușor în viața mea, în tot ceea ce fac. Pe Dumnezeu eu l-am descoperit treptat. Copil fiind, încă îmi puneam multe întrebări despre Dumnezeu. Toți copiii cred că gândesc așa, am zis, Doamne, dacă ești bun, te rog, fă cumva să primesc și eu o ciocolată. Lucruri din astea naive. Pe parcurs mi-am pus întrebări, dar oare cum e Dumnezeu? Sau de ce Dumnezeu nu se arată? Și de-abia acum, la maturitate, pot să spun că nu mai îmi pun probleme din astea. Pentru că eu vorbesc tot timpul cu Dumnezeu. Și atunci nu pot să-mi trădez prietenul care mă ajută pe mine tot timpul atunci când am nevoie. Doar cea mare, Cornelia, a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu altfel. La 25 de ani a aflat cu surprindere că nu fusese botezată ca surorile ei într-o biserică ortodoxă. A hotărât deci la maturitate să așeze lucrurile la locul lor și s-a botezat într-o mănăstire. Atunci, crede ea, s-a născut cu adevărat. Este o emoție extraordinară, mai ales că ești îmbrăcat în veșminte albe de sus până jos și trebuie să spui tu rugăciunile care, atunci când ești foarte mic, ți le spune nașa. Emoțiile sunt atât de mari încât nici nu știam pe ce lume sunt. Sunt în lumea reală, sunt în ceruri. M-am născut din nou. Ați primit și un alt nume? Nume, da.
Care este aceea? Maria. Și imediat după botez s-a întâmplat un mic miracol. A luat pensula în mână și a pictat prima ei icoană. Nu venea să cred că eu pot să fac, să iasă din mâinile mele o icoană, să pot să pictez chipul Maicii Domnului și a pruncului Iisus Hristos. Era ca o minune. Tehnica picturii religioase a învățat-o într-un atelier din Covasna. A avut și un ucenic, pe soțul ei, Matei, care nici el nu pictase înainte de botezul ei. Iar mai târziu au întâlnit un om providențial, pe părintele Iustinian Stoica de la Muntele Athos, care i-a îndrăgit și i-a sfătuit să meargă la mănăstirea Putna pentru perfecționare. Acolo era un atelier cu picturi foarte valoroși. M-au ascultat, s-au dus acolo. Și tot acolo a primit Maria Cornelia binecuvântarea de a-L sluji pe Dumnezeu ca iconar. Părintele duhovnic de acolo a făcut o rugăciune pentru a putea picta, pentru a avea darul iconografiei. Așa că de 15 ani Maria face doar asta, pictează icoane. Lucrări de ale ei sunt în toată România, în biserici și mănăstiri mari, dar și în chilia pusnicului Onufrie din masivul Postăvaru sau în peștera Sfântul Ioan de la Prislop. Icoanele ei au trecut de hotarele României, ajungând în Europa și în America, ba chiar și în biserica românească din Kandahar, unde militarii noștri aflați în misiune se închină la icoana Sfântului Gheorghe, pictată de Maria. A lucrat și catapetezme întregi, cum e cea de la Paraclisul Patriarhal din București, făcându-l mândru pe părintele care a ocrotit-o. Văd cât a sforit, poate ce frumusețe de chip, de privire. La dimensiunile astea, foarte greu poți să realizezi o pictură și să ții cont de toate caracteristice fiziologice ale trupului omenesc. E foarte aproape de perfecțiune. Una dintre cele mai ample opere ale Mariei este Biserica din Lemn din Covasna, unde ea a pictat toate icoanele și catapeteasma. Acolo și-a unit arta cu a soțului ei, alături de care se numără printre ctitorii așezământului. Am văzut lucrări făcute de ei și în perioada de început și acum. Și am spus că icoanele lor sunt o expresie a convertirilor. Este o legătură între viața lor interioară și chipurile sfinților. O convertire la care a contribuit întâlnirea cu mari duhovnici ai României. Maria mărturisește că a avut privilegiul să-i cunoască pe părintele Arsenie Papacioc și părintele Iustin Pârvu, iar preotul Mina Dobzeu, care l-a botezat pe Nicolae Steinhard, i-a devenit ocrotitor. De la el a primit, spune, cel mai de preț sfat. De acum încolo să înveți rugăciunea Domnului nostru Iisus Hristos, să încerci să o zici neîncetat. Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoșii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoșii. Așa se roagă în continuu și când pictează. De fapt, nici nu te poți numi iconar, spune ea, dacă nu ai o credință puternică. Pentru că el nu e un simplu artist, ci creează ferestre spre o altă lume, un portal prin care credinciosul intră în contact cu o realitate nevăzută și întâlnește veșnicia. Fără Dumnezeu, nici o pictură nu poate deveni icoană. Toate lucrurile sunt înconjurate de o energie, pozitivă sau negativă. Și atunci, dacă o persoană care are energia creatoare a lui Dumnezeu se manifestă în icoană, atunci și icoana va primi energia lui Dumnezeu prin omul respectiv. Acea energie, spune Anca, este exact ceea ce te atrage fără să-ți poți explica de ce spre o icoană, făcându-te reflex să te închini. Iar această energie nu e dăruită oricui. Trebuie să o câștigi și să dovedești în continuu că o meriți. De aceea, cele patru surori, patru iconare, își iau menirea foarte în serios. Atunci când pictezi, ți-mi pui să nu ai alte gânduri, ci pur și simplu te gândești la sfântul respectiv. Unele icoane au o simbolistică, spre exemplu o suliță, un topor și ajungi să te gândești la viața sfântului respectiv, cum a trăit, cum a fost martirizat, pictând acele obiecte cu care el este așezat în icoană. Ele cunosc sfinții pe de rost. Au citit tot ce se putea despre viața fiecăruia. Ba chiar Liliana și Anca au studiat teologie, iar Ecaterina le calcă acum pe urme. E studentă în anul 2 la artă sacră. Și pe măsură ce se adâncesc în cunoaștere, înțeleg cât de mare e darul lor.
și de important, pentru că, de fapt, ele scriu predici în imagini, inspirând rugăciunea și dialogul cu sfinții, iar primul credincios care se roagă la icoană trebuie să fie chiar artistul. Eu una mă rog la sfântul respectiv ca să mă ajute să-i redau chipul cât mai frumos. Vorbesc cu sfântul parcă ar face parte din familie. Și dacă am o problemă, o stare sufletească sau poate nu mă simt bine în ziua respectivă, când mă apuc și lucrez la acea icoană, îi spun, Sfânte Nectarie, ajută-mă, întărește-mă, ajută-mă să reușesc să-ți fac chipul așa cum trebuie tu să fii. Și peste ani au descoperit că, iubite, icoanele au început să le răspundă și altfel, parcă desenându-se singure. Cu părintele Arsenie Boca conversez și în casă, și când nu pictez. Pentru că chiar el spunea, strigați la mine, căci voi veni și vă voi ajuta ori de câte ori aveți nevoie. Lumea și-l dorește în casă și să știți că nu e un portret foarte ușor de realizat. Pentru că am încercat să lucrez la două icoane, două portrete odată și nu mi-au ieșit la fel. Într-un portret mi-a ieșit foarte aspru, iar în al doilea părea blând și după aceea mi-am dat seama de ce. Pentru că acele două icoane mergeau la două persoane diferite. Și se pare că era nevoie de o expresivitate diferită. Una dintre ele care a primit portretul părintelui foarte aspru mi-a spus că nici nu mi-l imaginam altcumva pentru că aveam nevoie să mă certe părintele pentru, probabil, păcatele sau, mă rog, și cealaltă persoană probabil că avea nevoie de întărire, poate suferințele care le avea. Că să știți, părintele îți dă o stare, depinde dacă ai greșit cu ceva, imediat parcă și icoana se transformă și are o asprime în ochi. Și altădată este foarte blând și dulce. La icoana Sfântului Efrem cel Nou, când îi făceam scrisul, mai avea lângă aureol un scris care scria Tămăduitorul. Și după ce am făcut scrisul cu numele lui, am spus, părinte, vrei să-ți fac și scrisul ăsta, să ți-l pun? Și am zis că dacă ai să vrei, am să-l pot să-l fac, dacă nu mi-a să sigur nu vrei. Și ca să faci scrisul drept la icoană, ori punem un elastic, ori tragem o linie, dar eu am preferat să punem un elastic ca să fie drept să văd linia și să nu mai zgârii foița, să mai trag linii. Și când puneam elasticul să fac scrisul, se rupea. Și de 4-5 ori, chiar m-am amuzat la un moment dat, părinte, ia să văd, chiar nu vrei? Și îl puneam din nou și așa se rupea. Și la un moment dat am încercat, am zis că, părinte, dacă așa vrei, așa rămâne. Abia în crearea acestui dialog viu se vede harul iconarului, căci singura amprentă pe care o poate el lăsa e sufletul, credința care se reflectă în trăsăturile și luminozitatea imprimate chipului de sfânt. În rest, icoana respectă canoane bisericești foarte stricte. În figura pictată trebuie să regăsești asceza, suferințele îndurate, martiriul. Se păstrează proporțiile corpului omenesc, se renunță la anumite caracteristici anatomice care ar putea sugera o viață prezentă pământeană, pentru că sfântul aparține deja raiului, iar ca să se apropie cât mai mult de această stare, și pictorul trebuie să se desprindă de greutățile lumești și de patimi. E foarte bine să fii curat sufletește, să fii spovedit, să fii împărtășit, să ai o legătură strânsă, zic, cu Dumnezeu și cu sfinții, să ținem post, să facem o anumită rugăciune, spre exemplu rugăciunea iconarului, și trebuie să avem o legătură continuă cu Dumnezeu și nu una falsă, ci una cu trăire, una adevărată. Un pictor trebuie să aibă cât de cât apropiată viața de cel pe care vrea să-l picteze. Este cunoscut că pictorii în vechime, viața lor a fost viață de rugăciune, viață de post, viață de comuniune cu Dumnezeu și cu sfinții. Și atunci îi inspira sfinții și îi susținea, îi ajuta. O astfel de întâmplare, povestește părintele Justinian, a dat naștere faimoasei icoane făcătoare de minuni de la Prodromu, schitul românesc de pe muntele Athos. Pe la mijlocul secolului XIX, suceveanului Iordache Zugravul i-a fost comandată o pictură a Maicii Domnului cu pruncul. Condiția a fost însă ca pe parcursul lucrului, iconarul să țină post și să se roage. Iordache Zugravul a făcut cum i s-a cerut, doar că pur și simplu nu reușea să picteze cele două chipuri. A ajuns la concluzia că și-a pierdut darul și, îndurerat, n-a mai mâncat nimic, n-a mai dormit și s-a rugat fierbinte. Iar într-o dimineață, întorcându-se în atelier, a descoperit că icoana se pictase singură. Fețele erau desăvârșit terminate.
cu frumusețea icoanei pe care o are icoana acum, cea mai frumoasă icoană din Muntele Atos. Cele patru surori au trăit și ele minunile lor, dar nu asta le interesează cel mai mult, ci păstrarea spiritului vechilor icoane. De aceea, de câte ori au ocazia, contemplă lucrările iconarilor de altă dată, ca să se lase pătrunse de starea lor. E ca o întâlnire spirituală cu cei de peste veacuri și astfel, harul se transmite din ev în ev, din icoană în icoană, de la iconar la iconar. Acesta este și motivul pentru care Anca și Liliana își împart viața între pictură și restaurare. Nu oricine are acest privilegiu să lucreze pe un obiect al marilor oameni, de fapt. Noi mici, micuți cum suntem, putem atinge timpul. Și nu numai timpul, ci și icoane făcătoare de minuni, despre care nu au voie să vorbească, dar pe care le-au refăcut cu migală și smerenie. Întregul strat pictural zbura și a trebuit bucățică cu bucățică cu penseta să adunăm, să le punem, să le lipim la loc. Unul dintre cele mai complicate proiecte la care au lucrat însă a fost Biserica din Iași cu Hramul Sfântului Sava, unde au restaurat toate icoanele ca tapeteasma și chiar și mobila. De fiecare dată când curățăm o icoană, nu uităm să lăsăm genul acesta de marturi. Zona asta închisă arată cum a fost la început și cum a ajuns la final. Pentru ele, fiecare icoană a fost un pacient bolnav, căruia i s-au dedicat cu tot sufletul. Tocmai de aceea au suferit mult după una dintre lucrări care pur și simplu nu se lăsa vindecată, până într-o zi când medicamentul minune a fost descoperit, aparent din greșeală. Am încurcat două sticle total diferit de soluție și fiind la aspect la fel, am pus și ne-am dat seama apoi că nu e ceea ce căutam, dar a fost perfect. Totuși, Liliana e convinsă că nimic nu e întâmplător, nici descoperirile pe care le-a făcut în anii lungi dedicați muncii de restaurare. Acum, de exemplu, reînvie, după o metodă proprie, o icoană ce va fi partea lucrării sale de doctorat. N-am folosit un material de umplere tradițional, ci unul pe care îl găsim. L-ați descoperit dumneavoastră? Da, și l-am testat acum un an de zile și se comportă foarte bine. Însă cel mai mult a experimentat Anca. A făcut restaurare de icoane și de opere murale, a pictat pe ziduri, pe sticlă, chiar și pe coajă de ou. Și încet, încet e ajunsă din urmă cu aceeași pasiune și același talent de Ecaterina, mezina familiei. La numai 19 ani, ea a câștigat deja două olimpiade naționale de pictură religioasă și trăiește bucuria de a fi adus mulți credincioși în fața icoanelor ei, aflate în țară sau pe alte meleaguri. Ce mai departe a ajuns o icoană cu Sfântul Efrem cel Nou în Italia, la un călugăr care are acolo în Italia, participă din moaștele Sfântului Efrem cel Nou. Eu am fost foarte apropiată de Sfântul Efrem cel Nou și atunci când am avut nevoie de bani, totdeauna mi-a venit o comandă cu icoana Sfântului Efrem cel Nou. La ce e cel mai greu să lucrezi? La trăsături, la față. Ca omul care vine să vadă într-adevăr Sfântul Efrem. Care e trăsătura lui dominantă? Blândețe din chip. Și care e acel ceva în lucrările tale? Nu știu, poate liniște, calm. Niciuna dintre cele patru surori nu se uită la ceas când pictează, căci, spun ele, lucrează direct cu eternitatea, iar când icoana e gata, îi mulțumesc lui Dumnezeu fără să o semneze. Când ai terminat lucrarea, s-o privești nu ca și cum ar fi lucrarea ta, ca și cum ar fi o icoană la care tu te închini, fiindcă știi că e vie. Eu nu țin lucrările, eu pe toate le dau, e ca și cum cesmarul n-are cizme. Pun atât sufletele încât când le dau, parcă mă despart de niște persoane. Îmi pare rău. Mă uit la ea așa cu... pentru ultima oară și spun bine, hai să te dau, hai, trebuie să pleci de la mine. A doua zi simt lipsa, a plecat Sfântul, dar cu bucuria că s-a dus la casa lui, acolo unde oamenii se închină și au nevoie de el. Și ele se despart cu greu una de cealaltă, pentru că nu locuiesc împreună. Maria, cea mare, e în Covasna, Liliana, Anca și Ecaterina sunt la Iași, fiecare la casa ei, dar fac tot posibilul să întregească, pe cât de des posibil, harul împărțit la patru. Chiar dacă noi nu suntem în același timp locuim, noi duminica, toate patru suntem la biserică și cântăm aceleași lucruri. Deci, într-un fel, suntem aspațial în același timp împreună. Unite în familie, în talent și în menire, fericite că le-a fost și lor dat să înlesnească legătura credinciosului cu divinitatea sau uneori chiar să inspire credința acolo unde ea s-a pierdut, căci se spune că nu există oameni necredincioși, ci numai oameni care s-au rătăcit.